vorbim tot de teatru. Dar de ce despre teatru și astăzi? Pentru că teatrul, produsul finit, e teatru, dar în momentul de față, cel puțin în capitală, dacă e să luăm așa, există foarte multe fenomene teatrale. Printre acestea se numără și cel despre care o să discutăm în această dupămasă. Alături de mine se află Mihaela Popescu. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Mulțumesc că ați acceptat invitația și mă bucur foarte tare că stăm de vorbă, pentru că cu ceva vreme în urmă au fost la noi în emisiune doi tineri actori, Daniel Burcea și Victor, care sunt în spectacolele pe care, unele din spectacolele pe care tu le produci. Și da, mă bucur foarte Victor tare. Victor Bucur, da, și Daniel Burcea. Da. În primul rând vorbim de Toc Toc, unul dintre cele mai jucate spectacole de teatru la nivel mondial, nu vorbim doar la noi. La noi s-a jucat așa, cu casa închisă de fiecare dată. Da, de 5 ani de zile avem peste 30.000 de spectatori în România. Felicitări. În momentul de față, pentru că, din fericire, am găsit deschidere să putem merge și în alte orașe, în turneu cu, cu el. Cum v-a venit ideea să aduceți spectacolul ăsta în România? Pentru că știu că a fost foarte greu să luați licența de... Da, a fost primul spectacol pe cont propriu, să zic așa. Ăsta a debutat teatrul la Vanguardia. Eu colaborasem cu Ricard Reguant, regizorul care a regizat Toc Toc la muzicalul Chicago. Și când am luat-o pe cont propriu, el mi-a oferit sprijinul. Frumos. Pentru că a spus că i-a plăcut colaborarea cu mine, că suntem amândoi pasionați de teatru. Și am spus, ok, hai să găsim o piesă cu care să pornim. Eu am spus, prefer o comedie, să fie prima piesă. Și el a început să-mi trimită materiale. Și mi-a atras atenția Toc Toc pentru mesajul pe care îl are. Și anume că poți scăpa de problemele tale în momentul în care nu te mai concentrezi pe tine însuți și pe cei din jur. Da, la cei din jur și încerci să-i ajuți, și atunci, ca prin farmec, și problemele tale încep să se rezolve. Cum a ajuns să lucrezi cu Ricardo? La muzicalul Chicago, când eu mă ocupam inițial de partea de comunicare, dar în diversele task-uri pe care le făceam am avut de a face cu partea de producție și până la urmă am ajuns producător executiv al spectacolului. Frumos! Da, mi-a plăcut, am tras praf de scenă pe nas, cum place mie cum să zic. Spune, da. Și dacă s-a întâmplat odată, după aia, gata. Odată intrat virusul, știi că nu mai scap de el. Nu mai scap de el. Și am mers și în Spania să văd cum se face treaba acolo, să văd ce înseamnă teatru privat în altă parte. În majoritatea țărilor din Europa, teatrul privat este foarte dezvoltat, la noi este încă la început, sperăm să se dezvolte. Aici, chiar aici vreau să ajungem un pic cu discuția și chiar vreau să-mi spui din punctul tău de vedere, având în vedere că tu, în momentul de față, cu toate spectacolele pe care le realizezi... Avem șapte spectacole. Șapte spectacole. Eu zic că sunt destul de multe pentru tine în momentul ăsta. Pentru noi, că suntem un teatru de Vanguardia, avem o Nu vorbeam o de tine ca producător. Cum vezi tu în momentul de față teatru privat, așa cum ai spus tu, teatru independent, să spunem, teatru privat, care nu are nicio legătură cu instituționalizarea, nu are legătură cu partea aceea pe care toată lumea o știe, unde o vezi tu în momentul ăsta? La început, cum am spus, pentru că de mult, de mult, teatru privat în România a începuse ca o chestie mai underground, așa, se spunea, niște săli de 40-50 de locuri. Sau în cafenele. Sau în cafenele, niște spectacole un pic mai altfel, mai pe hipstereal, așa. Dar în timp a început să se dezvolte și să arate că este chiar o chestiune serioasă și începe să se apropie de ceea ce ar trebui, de ceea ce ar trebui să fie, pentru că teatrul privat înseamnă și underground, dar înseamnă și Broadway, înseamnă și West End, înseamnă o grămadă de teatre din Spania, Heineken, Teatru Häagen-Dazs, pentru că acolo teatrul privat s-a dezvoltat, a arătat că poate fi un business sustenabil, pentru că cred că ăsta este primul pas, și apoi și companiile au venit și au investit. Și în România, problema mare este că artiștii se duc și zic, eu am făcut un super produs și totul mi se cuvine și să vină sponsorii. Că eu nu fac o chestie mișto, care se adresează unui grup mai restrâns de oameni, dar sunt ăia cu capacitate foarte mare intelectuală. Nu e chiar așa, hai... Demonstrează tu că poți și după aia or să vină și ceilalți. O să vină ei la tine. Vreau să te mai apropo de vorbeai de Heineken și de Hashtag. Astea sunt teatre care în momentul de față sunt recunoscute la nivel mondial ca având adevărate mega producții, dacă pot să spun așa. Și mă bucur foarte tare că ai adus în discuție această parte a teatrului, pentru că în afară de
lucrurile frumoase care se întâmplă în teatrul românesc, vorbim la modul general, nu vorbim de instituțional sau nu, există oameni care vin de undeva dintr-o parte, nu știe nimeni de unde apar, cum e și cazul tău, de exemplu, să spunem, care fac lucru frumos. Sunt oameni care au o pasiune. Exact. Care și-au transformat hobby-ul și pasiunea într-un mod de viață. Exact. Despre asta vreau să vorbim acum. Înțeleg. De unde vine Mihaela Stanca? Și cine este Mihaela Stanca? Păi v-am spus, era acest background în comunicare, în marketing. Am avut o întâlnire tangențială la un moment dat cu teatrul, mi-a plăcut foarte mult și am dorit să aprofundez și între timp mi-a acaparat toată viața. Și am avut și norocul, marele noroc, să mă întâlnesc cu Ricard Reguant, care a crezut în mine și a spus, hai să facem ceva împreună, pentru că și el este un mare profesionist care e pasionat de teatru, este o instituție în Spania, clar. E considerat părintele musicalului acolo, a primit recent un premiu pentru întreaga activitate, premiile Broadway World, care sunt un fel de uniter la ei. Da, este unul dintre exponenții foarte importanți ai culturii în momentul de față în Spania, vorbind, dar și la nivel european, mondial, dacă putem spune așa. Da, montează și în Germania, în Italia, știu. În Brazilia. Și mă bucur foarte tare că a venit și aici. Da, și eu m-am bucurat. I-a plăcut foarte mult. Lucrurile aici au plăcut actorii români. Și a zis, hai să mai montăm piese și mai mult decât atât, a recomandat mediul cultural din România și actorii români, i-a recomandat și altor regizori din Spania și așa am ajuns la Demnitate, un text pe care el mi l-a trimis cu vreo 7 ani în urmă. Un text destul de frumos. Da, acum 2 ani l-am recitit și l-am sunat și am spus, hai să-l facem. Și el atunci fusese numit directorul Teatrului Apollo din Barcelona și nu putea să vină și mi-a spus ce ar fi să vorbesc tocmai cu autorul, care este și regizor. Și să joci, să-l faci cu super, el. Super, da. Și atunci el i-a recomandat, pentru că el când vine se duce, vede spectacole, vede actor și i-a recomandat lui Ignasi pe Marius Manole și pe Șerban Pavlu. Doi actori importanți ai momentului și doi actori care au crescut frumos, și Marius și Pavlov. Așa este. Foarte, foarte serioși. Da. Și pasionați de munca pe care o fac. Cum este să știi că ai în 5 ani de zile, și acum te întreb așa din punct de vedere personal, lăsând la o parte profesional, cum este să știi că un produs pe care tu l-ai crescut ajunge să aibă 30.000 de spectatori? De toc-toc. De toc-toc, da. Pentru că ne întoarcem la toc-toc pentru că este unul dintre cele mai de succes spectacolele pe care tu le-ai produs. Și e foarte interesant. Este, dar și Demnitate. Da, este, da, de exemplu. Da. Pentru că și am ajuns acum să avem 20 de spectacole pe lună. De exemplu, în luna martie totalizăm 10.000 de spectatori. Bravo! Ceea ce e contează, bine. Contează. Da. Care este, știu că revenim la niște întrebări așa un pic mai indiscrete, care este cel mai drag ție produs pe care l-ai avut din toată această perioadă? Toate spectacolele sunt, da. Toate cu o mențiune specială, da, probabil, pentru Magnolii de Oțel, care este un proiect foarte de suflet. Este o piesă la fel despre care am vorbit cu Ricard de multă vreme și anul trecut am avut un moment mai special în viața mea, când la un moment dat m-am confruntat cu un diagnostic, Lesil se numea, adică o leziune care mi-a ieșit la Papa Nicolau, o stare precanceroasă. Am tratat, acum sunt foarte bine. Numai că în acea perioadă am citit despre cancerul de col, că la fiecare 2 ore în România o femeie este diagnosticată cu cancer de col. Mortalitatea este cea mai mare în Europa, pentru că diagnosticarea se face în stadiu avansat al bolii, când deja, adică simptomele apar când nu mai poți să faci nimic. Și asta e pentru că femeile nu își fac Papa Nicolau, pentru că există mentalitatea, mă duc să-mi fac Papa Nicolau, să aflu că am cancer, nu vreau chestia asta, sau e o chestie care se transmite și sexual și așa e mai tabu, nu se vorbește despre ea. Și eu am vorbit la un moment dat cu cei din echipă, le-am zis, uite, asta, mă confrunt cu acest diagnostic și o fată din echipă a spus, știi, eu nu mi-am făcut testul ăsta de vreo 10 ani, hai să-l fac și eu. Și a făcut și ea testul și a ieșit și ei o leziune.
și s-a tratat și acum este bine. Dar dacă nu avem discuția asta, nu poate amâna momentul. Și am zis, uite cât de important este să vorbești. Și am vorbit cu Ricard și am zis, hai să facem o piesă pe care eu vreau să o leg de o campanie de awareness pentru cancerul de col uterin. Am vorbit și cu o clinică medicală și am făcut niște flyere, am dat niște vouchere și spectatoarele au făcut gratuit Papa Nicolau doar sunând la clinică și ducându-se. Mm-hmm. Adică nu te mai duci la medic de familie, să dea trimitere. Să-ți dea trimitere tot sistemul care e. Să pierzi nu știu câte zile și... Da, magnoile de oțel. Și atunci am ales piesa asta pentru că e o piesă la care se râde, se plânge și pleci de acolo cu o idee că ai vrea să petreci cât mai mult timp alături de cei dragi. Așa este. Și probabil și asocierea cu această campanie pe care am făcut-o. A fost o idee foarte bună până la urmă. A fost și chiar s-au dus și și-au făcut testul. Tu ai văzut filmul? Testul. Da, bineînțeles. A fost un pariu, a fost și o chestie riscantă și îndrăzneață, pentru că era filmul care a fost atât de apreciat și a fost cu Julia Roberts, cu Shirley MacLaine, cu Dolly Parton. Da, dar și ce actori sunt la noi, adică după mine e cea mai bună distribuție pe care... Da, asta am să te rog imediat să spunem și distribuția, dar întorcându-ne puțin la material în sine, la Magnolii de Oțel, filmul când a apărut a avut un real succes la box office. Și ceea ce a urmat ca și, dacă vrei, impact, este că foarte multă lume, și vorbim aici de exact de povestea pe care o spuneai tu mai devreme, au început să conștientizeze anumite lucruri. Apropo de boală, apropo de faptul că ar trebui să știm foarte bine ce se întâmplă cu noi, indiferent despre cine e vorba, și faptul că familia, până la urmă, este cea care, atunci când ai probleme, este lângă tine și trebuie să fie lângă tine. Cam astea sunt mesajele, până la urmă. Și mă bucur foarte tare că voi ați reușit să aduceți spectacolul în România, pentru că nu s-a mai încercat la un moment dat, dar nu cred că a avut același succes. Au fost greu de obținut drepturile, însă a contat foarte mult și că Ricard a montat piesa asta în Spania, care s-a jucat 10 ani cu Casa Închisă și atunci am spus, facem cu același regizor. Au avut și ei niște condiții un pic mai dure, dar am reușit să... Hai să vorbim despre distribuția acestui spectacol. Da, mama este Medea Marinescu, iar fiica este o tânără actriță, Irina Ștefan, care este foarte talentată și lumea, să zic, nu o știe după nume când vine neapărat să vadă piesa, dar după aceea se duc pe afiș și cine este fata aia tânără așa talentată, Irina Ștefan. Apoi Maya Morgenstern, care este Wizard, este personajul cel mai bici așa din da, piesă. Da, bine, și în film era... Shirley MacLaine, când a vorbit prima dată cu regizorul despre piesa, despre film, a fost întâi piesă și apoi a fost transpus pe marele ecran, a spus, eu vreau, dacă vrei să joc în filmul ăsta, trebuie să interpretez cel mai bici personaj. Da, pentru că ea, din câte ține minte și sper să nu fac o confuzie și dacă e ceva, te rog să mă corectezi, Shirley MacLaine a jucat în piesa de teatru, dacă mi-aduc eu bine aminte, dar nu rolul pe care l-avea în film. Nu Wizard. Da, și asta a fost pentru ea, de fapt, și o provocare foarte importantă și chiar ea a prins rolul, a fost mănușă pe ea. Așa este. Apoi avem pe Victoria Cociaș. Da, pe care o salutăm. Clary este doamna cea mai elegantă din piesă și prietena lui Wizard, cea nebună. Așa. Apoi mai este Ștefana Sanfira, care este Truvi, cea care are salonul de înfrumusețare unde se întâmplă fata maestrului Florin Zanfirescu, pe care îl salut cu această ocazie. Așa. Și Ioana Barbu este Anel. Este asistenta care vine, o ia pe căi greșite, apoi... Urmă se întoarce și se liniștește. Mergând un pic mai departe, care este următorul, dacă poți să ne spui, bineînțeles, care este următorul spectacol pe care îl vei produce și care știi sigur că va avea succes, din punctul tău de vedere? Păi, în momentul în care pornim la drum cu un spectacol, 99% credem că va avea succes. Mai e 1% la pentru care muncim. Pentru care muncim, da. Dar le alegem foarte, foarte atent. Vedem ce impact au avut și în străinătate, în mai multe zone culturale și ne gândim ce impact ar avea aici. Alegem, stabilim să avem cea mai bună distribuție pentru spectacolul respectiv, îl promovăm, dar cel mai important la un spectacol este calitatea spectacolului, pentru că indiferent câtă publicitate ai face, mai mult de 4-5 spectacole nu poți să duci. După aia intră gură în gură și dacă spectacolul e bun, se vinde aproape de la sine, dacă spectacolul e prost, se scufundă și se moare singur. Da, nu pot să spun acum niciun titlu, dar vom lucra și cu regizori români.
Asta e foarte important. Și pregătim două premiere cu regizori români pentru finalul acestui an. Deci la finalul anului avem două premiere cu regizori români și sperăm și încă una cu un regizor străin. Apropo de spectacole, până acum am vorbit de spectacole, bine, toate sunt spectacole serioase, Doamne ferește, nu despre asta e vorba. V-ați gândit până acum, în toată această perioadă în care ați existați, să faceți și spectacole pentru copii? Da, ne-am gândit. Numai că noi facem totul la scară mare, așa am gândit totul de la început. Și ca să faci un spectacol de anvergură pentru copii, necesită o anumită investiție financiară. Da, așa este. Și încă nu am ajuns în punctul acela în care să ne permitem o asemenea investiție încât ca produsul final să fie așa cum ne dorim. Și așa cum și din 10 n-a mai rămas niciunul de Agatha Christie, eu am așteptat, asta e un proiect despre care am vorbit cu Ricard Reguant încă de pe vremea muzicalului Chicago și tot doream să facem. Chiar vreau să vorbim despre el. Și nu era momentul, necesita anumite investiții, da, știu, are muzică știu. Special compusă pentru el. Inclusiv efecte. Spectacolul în sine, drepturile de joc pentru acest spectacol da, au fost greu. Și atunci am așteptat din 2006 până acum, da, o grămadă de ani. Ani. Dar în momentul în care l-am făcut exact așa cum visam că, că trebuie să și fie. Și care a fost impactul cu spectacolul în momentul în care ați dat premiera? A fost wow, a fost primul spectacol la care cu vreo două luni înainte aveam vândute deja 5 spectacole înainte să aibă loc tu premiera. Tu vorbești serios? Da. Am început o prevânzare prin iunie, premiera a fost în noiembrie. Mi se pare o chestie de carte a recordului, dacă mă întreb cu mine. Să ai 5 spectacole vândute. Așa se face treaba și în străinătate. Da, știu, nu, dar vorbim pentru că de... Pentru spectacolul trebuie să se susțină el însuși. Da, am spus, noi da. Nu stăm cu mâna întinsă dați-ne la sponsor, dați-ne și nouă, că o să facem ceva minunat. Facem ceva minunat și apoi dacă voi vreți să vă asociați imaginea cu poate noi, suntem deschiși și putem face lucruri și mai minunate. Deci 5 spectacole, da, 5 până în premieră, vândute full, toate. Da, da. Te consideri un producător de succes? Sincer? Da, sincer da. Da, sincer, cred că în momentul în care ajungi să ai o stagiune, un an. Uite, în 2018 noi am avut 50.000 de spectatori la piesele noastre. Felicitări! Mulțumim! Cred că este într-adevăr multă muncă, este multă pasiune. Norocul unor întâlniri, atât cu regizori, Ricard Reguant, Ignacio Vidal, cât și cu actori minunați. Da, din, știu, din sunt avem niște actori extraordinari. Dacă pot permite și sper să nu vă supărați pe mine, dragilor, vorbim de actorii care joacă în piesele Mihaele, să nu vă supărați pe mine, dar sunt o gașcă frumoasă. Dacă așa pot este. Să spun așa. Așa este și atmosfera este una de familie. Adică da. Și când ne vedem înainte de spectacol sau ieșim toți după spectacol. Eu mă bucur foarte super. Tare pentru voi și vă felicit încă o dată și spun public lucrul ăsta. Mulțumim. Voi puteți să deveniți dacă pot să spun așa, o emblemă a faptului că teatrul se poate face și așa. Bine. Bine și gândiți și ca un exact, business. Exact, și ca un business ca până un la business. Urmă. E și hobby și business. Da, acum n-aș vrea să, cum să spun eu, e frumos, e business, dar vreau să vorbim despre teatru apropo de tine, ca și pasiune, pentru că de la tine tu ai recunoscut singură că a plecat de la o pasiune. De la o pasiune a plecat. Și iată unde ai ajuns. Și vrem și mai mult, vrem și campanii de responsabilizare socială, pentru că am spus, ok, vă dați seama, 50.000 de persoane într-un an. O să creștem, că dacă crește numărul de spectacole... Și crește și calitatea spectacolelor. Și atunci putem comunica, putem să fim de folos mai multor persoane, putem comunica lucruri care să îi ajute. Să aibă impact și să aibă, până la urmă, să fie și de folos. Asta e foarte important. Și atunci o să îmbinăm și pe viitor campaniile astea de responsabilizare. Care e următoarea campanie la care v-ați gândit, apropo de campanii? Apropo de campanii, o să continuăm cu campania pentru cancerul de col și o să facem și pentru cancerul de sân o campanie. Pentru că cred că prevenția este foarte importantă. Da. Mihaela, eu vreau să-ți mulțumesc. Vreau să vă... De fapt, nu vreau să-ți urez nimic. Vreau să-ți urez singură. Tu și întreaga echipă. Ce vreți voi să vă cât urați? Mai multe spectacole. Așa. Și să ne revedem în curând. Când? Sigur. Ajunge să aveți pe o stagiune 100 și ceva de mii de oameni. Care se va întâmpla în curând. Poate la anul. Poate la anul. Poate la poate anul, la sperăm. Anul. Dar până atunci în sala de spectacol. Pot să spun repede te rog, și ce te rog, spectacole te rog, te rog, avem. Chiar te rog. Deci, Magnolii de Oțel despre care am discutat. Demnitate cu Marius Manole și Șerban Pavlu. Toc-toc cu
Victor Bucur, Daniel Burcea, Andrei Duban, Anca Țurcașiu, Andreea Mateiu, Andreea Samson, Monica Ciută, Mihai Gruia Sandu, Doina Antohi, Andrei Mateiu, Chat Chat Chat, care este o comedie satiră, da. Despre cum nu îți găsești sufletul pereche pe internet, cu Andrei Duban, Grațiela Duban, Anca Țurcașiu, Andrei Mateiu, Intriga, care este prima piesă polițistă pe care am produs-o, a fost tot așa un pariu, că nu prea l-a cunoscut genul, de Jaime Salom, un autor foarte important spaniol, care a fost și prieten cu Ricard, a fost pentru că din păcate nu mai este. Nu mai e. În Intriga joacă Mișu Călin, Mihai Călin, Cristi Iacob, Medea Marinescu, Ilona Brezoianu, Șerban Pavlu. Apoi și din 10 n-a mai rămas niciunul. Un spectacol care eu l-ador, sincer. Da, un spectacol deosebit. Un spectacol care pe mine m-a surprins. M-a surprins mm-hmm. foarte plăcut, pentru că știind cartea, știind toată opera celebrei Agatha Christie, m-a surprins foarte plăcut și viziunea regizorală și modul cum se joacă și modul cum a fost gândit. Și muzica este și special muzica, bineînțeles, de Pep Sala. Mm-hmm. Da, ăsta cred că este cel mai montat spectacol al lui Ricard din toată viața lui. De vreo 20 și ceva de ani îl tot montează. A primit și felicitări de la nepotul Agatha Christie și așa ne-au dat și nouă exclusivitatea pentru... pentru România. Apoi mai avem Iubitoți, Rămân dator. Este ultima premieră, da, cu Andrei Duban și Grațiela Duban, care este un nou format de spectacol, nu s-a mai făcut în România. Este ceva între stand-up și piesă de teatru. Foarte interesant. Da, și este un fel de ghid comic despre supraviețuirea în familie, în familie, cuplu. În cuplu. Așa da. Este. Mihaela, mulțumesc mult. Așa cum spuneam, nu vreau să vă doresc eu nimic, vreau să vă doriți voi, cum spuneai, cum ți-ai și dorit de fapt și ție și colegilor tăi. Eu vă invit la teatru, iată că se poate face teatru și astfel, plecat de la o pasiune și ajuns să fie gândit ca un adevărat business, dar un business de calitate, atenție. Și nu uitați, vorba Mihaelei, praful de scenă, să nu-l uitați.